Așa sunt oamenii agitați, îngândurați, neatenți. Asta este cea mai mare problemă de neatenție. Tinerii cu telefoanele acestea mobile nu au un echilibru și nu gândesc fiecare lucru pe care îl au și o datorie pe care o au față de această viață. Tot mai mulți oameni merg pe stradă cu ochii în jos sau în telefoane. Din expresia corpului, spun specialiștii, aceștia par împovărați de probleme, au uitat să zâmbească și să se bucure de lucrurile mărunte. Depresia lovește de la tinerii până la bătrâni. Foarte grav. Ce să facem? Asta e viața, situația, toate scumpe, toate mulțumesc. Cei mai mulți timișoreni spun că scumpirile și salariile sau pensiile derizorii i-au adus în această stare. Alții însă sunt de altă părere. Nu există sărăcie. Oricât de sărac ai fi, dacă știi să-ți socotești și știi cu capul să-ți împarți acel puțin pe care l-ai, poți să fii un om integru și un om mulțumit de viață. Noi am trecut toate etapele, și comunism, și socialism, și capitalism. Dacă știi puținul acela să ți-l socotești, poți să trăiești și să-ți găsești mulțumirea de sine. Ce le transmiteți oamenilor care deja sunt, ca să zic așa, pe fundul prăpastiei? Au căzut în depresii, au căzut în supărări din cauza acestor lipsuri financiare, spun ei. Nu există așa ceva. Un om are două mâini și are un cap și poate oricând să muncească și să nu fie jenat de ceea ce muncește în viața asta. Și atunci nu există sărăcie. Atâta cât ai, atâta te întinzi cât îți permite plapuma. Lipsa banilor. Nu, ei sunt supărați pe viață. De ce, doamnă? Știu eu de ce, de acrituri. Am ajuns acrituri? Nu toți. Cei care nu se mulțumesc cu ce au, ce... Să facem, dacă atâta avem, atâta am putut, atâta am făcut, asta e, ne mulțumim cu ce avem. Alți timișoreni spun că nu pot vedea partea plină a paharului când dau un salariu mult prea mic pentru muntele de facturi care îi năpădesc. Nu puțin dintre ei recunosc cu lacrimi în ochi că uneori chiar nu au ce pune pe masă.